Îmi dai și mie banii aia de care am vorbit? Ce bani, Chiche, că n-a început încă școala. A, nu, nu, nu. Ai devenit cam cheltuitore, tu. A, nu, 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 șeful, nu vă cer leafa. Deși, banii aia pe care, știți, de care am vorbit noi la ședință, ca să îmbrăcăm figurația, nu-mi trebuie decât vreo 2000 de euro. Nu! Adică nu este necesar să cheltui atâta dinero? Pentru este o problemă. Stau eu o tonă de haine, că am garderoba plină de haine care nu mai ies la moda. Să nu audă Emma că-mi schimb garderoba, că apoi vrea și ea. Si, si. Despre ce vorbeați? Meteo. Despre vremea de sâmbătă viitoare, că poate mergem și noi la meci. Ce vorbești? Mă, te-l-o dragul cu prostiile, că amorele meu nu e golan să meargă pe stadioane. Hai trece dormitor și fă curat, că dacă tot m-am întors, aș vrea să strălucească totul. Strălucește, deja am făcut. Bravo. Atunci du-te și pregătește prânzul. L-am pregătit deja, avem paella cu... Iar paella! Adică ulei cu orez? Bă, băiatule, tu vrei să mă îngrași? Să mă fac eu urâtă, să nu mă mai iubească amorele meu? Hai, du-te la Mica Românie și adu-mi ceva light pentru siluetă. Ce? Ce? Întreabă pe Cati, că e femeie și știe ce să-mi recomande. Ok. Hefe. Păi... Și tu faci biluse? Hefa. Dar să-mi aduci restul, hai! Hai mai repede! Și acum că am rămas singurei și nu ne mai perturbă nimeni, aș vrea să clarificar niște chestii. Ok. Ce te mai uiți, pupăză? Capa plată e tot gratis, dă-o măsa! Mă uit pentru că eu știu să citesc în comparație cu alți milițieni. Nu dăm nume, că sunt de față. Ce prost ești, mă, că nici nu-s milițian. Îți dai seama, nici măcar atât n-ai ajuns. Frumușeilor, astăzi comandați repede că n-am timp de pierdut. A, mie mi-a zis. Ba, mie mi-a zis. Ba, mie mi-a zis. Ba, mie mi-a zis. Hai, mă, vreau să zic că ce-i faci? Băi, terminați-vă dacă doadă! Dar voi nu v-ați săturat să-mi faceți curtea asta agasantă și libidinoasă? Eu nu. Eu da? Mănânc aceea, bă, n-am știut. Din momentul ăsta, nu mai aveți ce căuta în restaurant dacă nu faceți consumație. Eu fac. Și eu. Și eu fac dublu cât am în doi la un loc. De minim 20 de euro. Am ședință, acum mi-am adus aminte. Avem ședință! Aveți ședință? Dar ce eu mai prost în ai ședință și eu? Oh, ce m-au enervat! Auzi, și că într-un restaurant intră un chitros, un grasant și un gabor. Tu ai timp de bancuri? Trebuia să fi plecat de 5.000 de cu comanda aia! Am vrut doar să te vine dispun. Pe mine mă bine dispui dacă duci livrările la timp, la secundă! Da, să trăiți! Mă, fată, tu ești sinucigașă? Nu înțelegi că n-o să fiu interesată de tine în vecii vecilor, amin? Oi fi o atrăgătoare. Dar nu pentru tine, e clar? O, mă, disperat-o, că nu pentru tine mă dezbrăcam. Vreau să mă cântăresc. Vreau să te cântărești la șeful în birou și tocmai când intram eu, ce să zic? Uite, ca să vezi, șeful nu vine azi, care are treabă cu Emma. 45 de kilograme, greutatea ideală. Vezi, mă, Betty, unde mai găsești tu așa ceva?
Păi nu știu, la coadă, la operațiile de schimbare de sex. Dacă mai insiști, o să-ți fac eu una gratis. Ia dă-te să mă cântăresc și eu. Păi dezbracă-te, că dacă stai cu hainele astea pe tine... Cât? 75 de kilograme? Cum dracu, că abia săptămâna trecută am făcut cură. După o vârstă, corpul nu te mai ascultă. Își iese din garanție. Vezi? Asta e diferența. Că noi femeile nu suntem superficiale precum bărbații. Noi nu ne place doar corpul. Noi căutăm sensibilitatea persoanei de lângă noi. Zi-l piticul ăla de pe umărul meu să dispară, că-l strivesc. Ai înțeles? Forța ei interioară, frumusețea sufletească. Într-un cuvânt, îmi place de tine și așa plinuță cum ești. Nu sunt plinuță! Cântăresc hainele mai mult! Păi dă-le jos! Dacă zici cuiva câte kilograme am, te strivesc ca pe un gândac. Uite așa! Păi chiar mi s-au dublat comenzile de când cu pliantele tale. A fost o super idee! O să-ți dau un procent, să știi. Hai că nu trebuie, suntem prieteni, ce naiba? Plus că e și în interesul poliției să-i meargă bine comunității. Pentru că bunăstarea scade infracționalitatea. Și să știi că mai am și alte idei. Da, pe cuvânt, chiar zilele trecute m-am gândit. De ce nu le dăm noi la arestații preventiv, care sunt majoritatea români, mâncare românească de la tine? Ce zici? Mai aflu detalii și te țin la curent. Mulțumesc pentru cafea, vină să te pup. De trei ori. Așa. Pa! Mersi frumos. Pa! La câte face pentru mine ar trebui să fim parteneri. Da. Păi da, o faceți, agită intenționat ca să te cuplezi cu el. Partener de afaceri, deșteptule. Bă, măi, numai la cuplat, vă gândiți? Și eu tot la afacere mă refeream, șefo. Și agită așa ca să le iei asociat, de-aia vine cu idei noi. Măcar vine cu ceva, da? Vrei idei noi? Poftim idee nouă, cam și-o una. Ce-s asta? Citește, șervețele cu bancuri. N-ai zis tu să distrăm clienții? Da, și e o super idee, că râsul îngrașă. Și când clientul o să se ducă acasă și s-o cântări și o vedea că s-a îmbuibat la noi, o să ni se ducă buhu că avem meneuri ieftine și consistente. Ce zici? Costele, eu credeam că Mârlan nu e săritul serialului, dar văd că tu îi faci concurență neloială. Păi cum o să șteargă, mă, clienții cu astea la gură? Ah. Se umplu de cerneală la bot. Cati, alea-s prototipuri, abia le-am scris acum cu pixul, ce naiba. Originalele o să fie tipărite. Tipărite? Da. Adică vrei să-mi deschizi și tipografie? Da? Hai mă, Costele, dă-o așa, n-am timp de prostii. Scapă de alea că-mi strici imaginea. Hola, Cati! Hola, Chiche! Ce-i cu tine? Te-ai săturat de mâncarea pregătită de Emma? Șșș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 ș
îngrașe. Și mie să-mi dai o porție de aia de sărmăluțe, că am o poftă. Super idee, să pui bancuri pe șervețele! A mea a fost idee! Serios? Da! Ia uite! Și că doi beții vezi dintr-un bar, unul. Bă, am uitat să fac pipi! Celălalt. Nu-i nimic, te învăț eu! Văd eu! Foarte bun! Sunt original, eu le-am inventat! Serios? Ai trecut de la telenovelă la comedie? E, așa, în timpul liber. Că încerc să o amuz pe șefa. Păi, ai putea să faci super bancul cu astea! Auzi? Tu știi că sunt de căutați în ziua de astăzi scriitorii ăștia de comedie? Nu. Îndraci! Ia auzi. Dacă vrei, spun o vorbă bună la Esteban, că tot are de gând să fac o emisiune de asta de, cum zice, stand-up comedy. Vreau, fac ce este. Super! Hai că te anunț eu când vorbesc cu el, da? Să rămână, să rămână. Pa! Ceau, Rică, ceau! Ai văzut șefa? Toată lumea mă apreciază, numai tu nu. Ho, pa! Ați văzut prostul la cu sarmalile! Măi, băieți, ați făcut rost de bani, a? E, s-a terminat ședința, că noi bani aveam, păi da... Exact, ia zi, ce-i proaspăt? Un găinaț. Numai ce l-a făcut un porumbel pe pervaz. Dă-i un popoză. Vezi că poți să fii și bine dispusă? Da, păi m-a bine dispus gogoșică. Uite cu astea. Ce e asta? Uite. Ce faci o să mă facă pe mine vedetă de stand-up comedy la studioul meu? Mi-aranjează Rică. Cum scoți un scoțian dintr-un magazin? Arunci o monedă afară.
asta e cumva aluzie la... Nu e nicio aluzie, asta e... aluzie! Că mișto pe față! Iată aici! E aluzie mișto! După masă, un polițai și-a două pahare, unul plin cu apă și unul gol. În caz că e sete sau nu? Da, chiar tare mă mi-a plăcut. Ia stai să vezi ăsta de la mine. Ce trebuie să-i faci unui hipopotam stricat la burtă? Loc! Râs ca bou, Dobi, că la tine se referă. La mine! Da, dar eu nu stric ca la burtă. Nu, ești la cap, că nu pricepe aluzia. Așa, bă? Fai mișto de noi? Nu, bă, nu, de unde? Păi cine știa că o să intrați voi în restaurant tocmai acum? E, atunci să vezi ce o să se nemerească și bastonul pe păcăliat. Alo, ce faceți? Eu l-am pus să le scrie. De ei, mă. Și dacă nu vă place atmosfera aici, puteți să plecați. E, chiar asta o să-și facem. Ia, hai, dați, bă! Rușine! Măi, nu, păi și sărmăluțele, nu, ce... Cati, să știi că mie mi-a plăcut. Nu pui tu sărmăluțele la pachet în șervețel? Bă, da, 20 de euro. Ce glume de rat! Amore, chestia aia că m-ai cerut la beție a fost o glumă bună. M-am amuzat. Da, acum trebuie să trecem la lucruri serioase. Să avansăm, nu? Și dacă tot ai fost la mine aseară și m-ai cerut iar, eu zic că ar trebui să plecăm într-un voiaj de logodnă. Să fie ca o repetiție pentru luna de miere. Mobela, nu a fost o glumă, a fost o încurcătură. Lasă-mă să clarificar... Clarificar? Clarificar? E, lasă că clarificar eu, Todo, mui simplu! Lasă că dacă mă mut de tot, o să înțelegi mesajul. Ne clarificăm noi imediat. Ah, în genunchi o să vii. Și nu o să te mai dezlipești de mine toată săptămâna. Să vezi tu. Esta mujer es loca la cabeza. Chiar vrea viaje de nunta. Ah, mi-ai ascuns geanta să nu plec. Deja regrești ce ai zis. Dacă vrea să mă împace, să-mi iau unele de firmă, ne. Tigrule, mă, ți-e frică să recunoști în ce simți pentru tigroica ta? Da, mă. Ce dracu ai venit, mă, așa repede? Iete, așa sunt eu, rapid și prompt. Ce, vrei să bagi în tine mâncarea rece? Dar nu e ora mesei! Încă nu-i prânzul! Auzi, las-o aici și du-te la studio să vezi cum merg treburile, că amore nu ajunge azi. Por qué? Por qué ai treabă cu mine, mergem la shopping. Vamos să ne îmbrăcăm. Păi, dar nu mănânci, că se răsește. Păi, sola, amore, lasă că mâncăm împreună în oraș! Hai! Mamă, te rupe pe chitros! Dă ăsta, nicte! Dar de ce mergem la shopping? Crezi că nu mi-am dat seama că mi-ai aruncat hainele ca să-mi cumpere altele noi? Hoțule! Nu, tu vrei să-mi schimb garderoba, să fiu Bela în viaje de logodna. E cel mai impresionant gest de împăcare pe care puteai să-l faci, amore! Bela, dar eu nu aruncat nada. Doar le-am dus jos. Casa iudar. Casa te conduc. Bela, nu este necesariu să arunci hainele, că tu ai una garderoba, e splendida. Ven să vezi. Ven conmigo, o să-ți demonstrar. Wow!
erau aici. Le-am pus con mis manos. Hai, amore, lasă teatru, că știu că ai ascuns-o de frică să nu te părăsesc. Mândru meu, oh! Rica! Ma! De control? Să mă asigur că nu ne mai deranjează nimeni. Că dacă suntem singurei, pot să te convin să-mi schimb garderoba. Ce pot să pățesc? Slăbesc mai repede? Sau mai mult? Mamă, ce borhot! Asta e, suferă baba la frumusețe. Să vă arză focul, că din cauza voastră n-am apucat eu să sarmale. S-a umflat tărâța în voi. Hai, Sitir, umflătură! Că specia ta se hrănește cu tărâțe, nu a mea. Și dacă e să o rom pe bune prima și dată cu clonțul ăsta a sări, fofăitul, nu eu. Da, mă, dar eu m-am enervat pașnic, non-violent, eu nu m-am dat la el. Păi normal că pașnic, că ți-e frică să nu-ți cheltuie energia de chitra ce ești. Da. Cum să-mi chitra și să nu-mi cheltuie energia? Mai încet, că nu mă simt bine, ai! E poftin. Până și lui Betty s-a făcut greață de glumele tale. Păi, ești nebun, asta chiar e bolnavă. Doamne, ajută să ducă să interneze, poate scăpăm dracu de ea odată. N-avem noi norocul ăsta, că aici spitalele e serioase, nu ca la noi. Mamă, ce rău mi-e, dar măcar merită. Nu vedeți nicio schimbare, a? Cum nu? Știam eu că se vede. Dar să nu-i spuneți lui Vandame, că vreau să-i dau eu vestea personală, e clar? Ce veste? Ce veste? Că-i gravidă! Tu de ce? Păi ca să nu fac notă discordantă în grupa aceea. Că e gravidă cu cine? Că eu n-am făcut nimic cu ea. Dobi, adineaure a zis cine e tatăl copilului. E Vandame. Și mama? Măta, ochiul de sticlă. Boiești, mă. Vandame, felicitări, tăticule. Mersi, mărâne, dar pentru ce? Prost ești, mă. Să vezi ce te crapă face ți-ai cruce acum. De ce să mă crape pe mine? Ce... Eu i-am zis doar că e tătic, nu al cui. Voi i-am zis de Betty. Bă, e asta despre ce vorbiți? Betty e însărcinată, dar nu știi de la mine. Știi. Păi și ce le bătiți că e cu mine? Ia! Cu ce? Minte! Și ai curajul să o contrazici? Mă îndoiesc că mai bine ți-a de tătic decât la pârnaie. Chiorită, legal nu mă poți obliga să recunosc copilul. Dar nu eu te oblig, tăfologule. Godzilla! Și dacă nu-i recunoști Godzilla-ța aia mică, te găsește dracii și te dă și pe mâna la Interpol. Așa ziceam și eu. Dar nu vreau să fiu tată, nu pot să fiu tată, să pretâne-l pe poza pentru asta! Ce mă fac, bă? Că tu mă șifonezi! Ce am vrut să facă și mămica cu mine, dar n-a putut să mă dea afară, că mă făcusem prea mare. Da, tu, dacă îi dăm prispă... Păi și crezi? Crezi că o să vrea Mârlane să facă întrerupere de sarcină? Dacă nu vrea, întrerupe eu tu, sper eu! Bă! Că așa îi făcea bunicul mămica când venea mortoasă. Bă! Mama! Pac! Scuipa copilul! Dar tu de unde știi? Pe așa m-am născut, ce mă plin de scuipat? Mamă, dracu! Ia, da, să le împarți la toate producțiile, da? Niște haine trimise de șeful ca să îmbrăcăm toată figurația. Figurația? Da. Eu am o tonă de figurație, că eu sunt dita mai producția. Iată-le, mă încoace! Prima dată ne alegem noi și după aia restul, în ordinea importanței, da? Upăză, astea sunt haine moderne, tu ai telenovelă de epocă. Lasă că le adaptăm noi. Uite, îi le dau lui Gogoașe că e cu mânuțele alea îndemânate, ce face orice. Mersi frumos! Bau! Opa! Ce iubitule! Ai vrut să mă sperii ca să ieșim și să-mi face resuscitare bușon la bușon? Nu, ce s-a părut?
A fost o glumă, mai râdem și noi. O joacă. O joacă? Ce-mi place joaca asta. Auzi, n-ar fi mai simplu să-mi zici direct că vrei să mă săruți? A, nu. Că am rezolvat mai repede. Nu cred. Ba da, uite așa. Nu? Mi-ai dat sângele. Cum ți-am dat sângele? A, ți-e jenă de prostovani ăia. Lasă, iubitule, că în curând n-o să mai aibă de ce să râdă. Iubitule! Lasă-mă în pace! Vandome! Da! Ce să mă, femeie? Bă, bestia asta, Beatrice! Mă, dacă avortam asta, leșinam, ce? Bă, dacă leșinai, îți făceam resuscitare bușa la buș, că așa e jocul! Mă, dă la masa, ce e aia bușa la buș? Vrei să-ți arăt? Nici într-un caz, stai potolită! Zici aia! Un joc pe care îl joc eu cu Van Damme, leșinateaș! Da, mă rog, tu ai fost victimă colaterală, hai, lasă-mă! Doamne, mareță grătina, doamne! Piricule, îți m-ai speriat dacă era mama, iar a purtat! O, disperatule, că eu sunt! Tu ești bunicul, te-a dezvelit groparis. Nu pe tine vreau să te sperii, pe Van Damme! Hai, degajează! Ce să mai degajez, că m-am degajat pe mine? Mă duc să mă strâng, bunicule. Bunicul. Hai, ții de palma aia! Spai lanta. Și termină odată cu sparieturile astea, idioate, că te găsește dracii. Da. Că dacă nu te terminăm, noi pe tine. Da? Ce vrei să ne ai pe cunoștință pe amândoi? Păi... Dar nu tu mi-ai dat ideea, Mărlane? Ne-ai zis că așa facea tactul mare cu măta? Dar nu i-a reușit. Ce, arăți eu, avorton? Să tași că dormi pe preș. Hai că v-am adus țoale noi pentru filmări. Bine, mai trebuie să le ajustate pe aici, pe acolo, dar în rest sunt ok. Ia. Pentru voi mă zbat. Bine, pupăzuiule, asta e țoale de muiere, cieță. Păi și voi ce jucați în telenovela Deșteptule? Dar mă rog, dacă nu vreți, o să le las doar pe Beti și pe Ema să-și aleagă. Ia uite! Ce figuri, cieță, ce țoale, de unde le-ai, mă? De la Rică. Ia mâna de pe ele! Băi, să nu le atingeți că vă crăp. De la Rică, a? Le-a adus aici ca să-mi sugereze să măcar... Bine, cretinoidule, bine! Ia uite-o pe asta! De când e iubita șefului, se crede frumoasa din pădurea aburită. Ia chemați-o, mă, pe Beti, să vedem dacă ei poate să interzică să ia. Hai că dacă iese omor, scăpăm măcar de una dintre vrăjitoare. Beti! Mă prinde? Să vedem care pe care mută. Cretinoidule. Spuneți-i lui Rică că el se mută, nu eu. Definitiv? Ce, a mai venit un rând? Pe astea sunt tot pentru mine, normal! Ia mâna! Una alegria e con alegria. Ascultă-mă sfatul meu, că nu mai vreau să te pot covezi cu basilică pe la pân, că mă doare și pe mine, dar nu mai pot. Mă, eu am fost atâtea în viața mea de când sunt angajat în poliția asta. Vorba multă dulce aduce. Eu, mă, cu binișorul, dă-te pe lângă trânsa. Poate întrerupe sarcina de bunăvoie, dă-o în măsa. Și nesiluită de nimeni. Mă rog, vorba vine că s-ar băga cineva la așa ceva. Taci, că ești obosit. Mai mult speriat și nu de ăsta cât de gagică s-a. Îți dai seama ce idee? Faceți ai cruce să facă o... Faceți-i cruciulița tuticală. Doamne, păzește, Vandame, bagă și tu nește vrăjeală, că la vrăjeală erai neîntrecut, că doar ai fost primar, politician, erai dracu pe sârmă la înșirat, Baliverniș Gogoci.
spune că tu nu ți-ai rezolvat treaba cu justiția și că oricând copilașul poate a rămâne fără tătic. Bag-o pe aia că ea e o actriță mare în devenire. Ea cu e pe firmament și alăptatul-i dă dracu cariera. Dă-te, mă, pe lângă trânsa. Să mă dau pe lângă ea, Chiorete. Să mă ia și pe mine greața, nu? Palma! Te faci, frate, cu dracu până treci puntea. Sau te faci, frate, cu puntea până mă ia dracu că sunt obosit și mi-am plicat pe bulane, nu? Succes! A, păi noi, vandame, ne-am canduce la trebile noastre. Hai, mă! Unde? La trebile noastre. Păi ce treabă am eu? Și papariu cai? Câtă treabă că mi-am adus aminte. Noroc că mi-am adus aminte. Bună, măi, Bea! Bună! Ce mai faci? Astăzi parcă ești mai ca ieri bine, cred. Mai bine decât ieri, cred. Serios? Vorbesc serios? Înseamnă că nu m-am chinuit eu degeaba. Știam eu că o să schimb părerea despre mine. Hai sus în dormitor ca să discutăm despre viitorul nostru. Să zice viitorul monstru. Ce ai zis? Nimic, că îți stă părul bine. Auzi, dar dăm 2 secunde ca să mă pregătesc, că așa eveniment cere o ținută specială. Penal în... Ei, las că iau eu haine de la tine. Că doar nu o să mă lași despuiat în fața lui gagica ta. Ce faci, perverso? Umbli dezbudat prin casă? Vrei să te fadă Emma și să creadă că te dai la ea? Vrei să te am pe consciența că te aruncă pe geam asta? Păi dacă mi-ați dat hainele la recuzită, eu ce să fac? Ce? Mă faci cose în micasa? Ieși! Eu vroiam doar... Ieși! Nu-i așa? Ieși! Hai că v-am rezolvat! Poftim! V-am adus și haine bărbătești! Dar acum sunteți mulțumiți? Mi-e plăcea asta, mă! Lasă-mă că nu te prinde culoarea, mă, te îngrase! Ce-ai pățirit, că ești în călduri? Mi-a luat șeful hainele și a venit să-mi împrumutat hainele mele! Cu dracu să-ți împrumută hainele tale, mă, tâmpitule! N-ai zis că ți le-a luat șeful tău? Ăsta cred că s-a scrântit de la frig! Da, astea sunt hainele mele! Mi-ați luat hainele hoților! Bă, tu ai nebunit? Da! Nu mai urează de la frig, de la masă! A făcut șoc de la hipotalamic! Dați-i hainele borfașilor! Hai că te găsește, draci! Dacă vrei, ți-l dau pe Vasilică, pe Crâncă, până să-și schimbă banii! Ce-ar potul al dracu de ce-o fringat? Păi tu m-ai acuz pe mine care ridică mai organul că furicesc? Și asta, da, mă, ce hârmăla e asta aici? Că nu pot să mă odihnesc! Scârba asta! Opa! Dar ce-i cu tine, ricuță, așa apetisantă? Ai auzit că m-am făcut divă și ai venit să mă ispitești? Că vreau! Ce caută pâine aș pe torochea mea pe tine? Nu v-am zis, mă, să nu vă atingeți de hainele mele, nu v-am zis? Care roche disperată? Cu am de la recuzită, mi-a dat o pupăză. Așa pupăză, i-ai dat hainele mele? Dau jos! Așa, mă, mi-ai dat hainele lui Emma ca să mă bagi în pumn ei? Scuză-mă puțin, sexos. Să nu fiu nevoie și mai mult! Da, Doamne, să pierde sarcina! Te nu-i furt! S-au dat la vreo lovitură! Hai, pupa, să dă și tu că ne faci sexul de râs! Dă-i stomac ca să nu lași urme! Dă-mă, fraiere! Șeful, iertați-mă, n-am știut că mi l-au luat idioții aia de vis-a-vis. Mă iertați? Si, vezi să nu uiți să duci hainele mele la recusita. Păi, le-am dus deja de dimineață. Cum le-ai dus, că de-abia le-am preparat-o? Ce ai dus? Păi, geanta pe care ați lăsat-o jos la bar. Alea erau hainele lui Emma, e stupido! N-ai văzut că erau haine de muher? Tu te îmbraci cu haine de muher, perverso! Dacă mă pune să-i cumpăr una garderoba nueva, te strândă gât!
asta? De ce țipați? De nervi! Bună alegria, e bună alegria. Și acum că ne înțelegem așa de bine, a sosit timpul ca relația noastră să avanseze, să trecem într-o nouă etapă. Mă, Betty, un copilaș nu se face așa peste noapte. Un copil? Da. Nu pot să cred. Știam eu că ne potrivim de minune. Și eu m-am gândit la asta. Bineînțeles că un copil nu se face peste noapte. Se face peste multe nopți. Iar noi o să ne străduim până ne iese. Și noaptea asta e prima noastră șansă. Că sunt la ovulație. Haide că nu ești gravidă! Nu ești gravidă! Mi-e rău! M-a luat cu rău! Leșin! Ca să vezi că nu ai leșina peste tot! Vandamezi, cunosc toate trucurile! Treci la procreere, hai! Termin, Betty! Termin! Betty! Ai potolită! Scoate rochia, că e groasă! Scoate rochia, că e groasă rău! Mamă, dă-o foc cu minuni praforile de slăbit! În viața mea a tras un bărbat așa de mine! E păcat să ratezi ocazia! Nu poți să-l refuzi, Betty! E băiat tânăr! S-ar putea să se complexeze! Vrei să-l ai pe conștiință? Cum, nu te super dacă-i premiezi îndrăzneală? Din potrivă! O să crești în ochii mei! Succes, Rica! Asta vroiai? Nu! Voda proste. Ce faci, mă? Să rămână. Nu, cam și ghinion. Sunt personalizate, că așa se fac pentru stand-up comedy. După ce recunoști casa unui chitros. A? Care hârtia igienică pusă la uscat. Nu te faci chitros pe șeful? Nu, doamne ferește, nu pentru șeful. Sunt pentru fubază, că toate astea sunt pentru aia de la noi din casă. Serios? Da. Ia uzi, te înseamnă că ai făcut unul și pentru mine, nu? Nu. Ia-ți vedem. Nu. Stai pentru Mărlana, Chioret. Deci o fată îl întreabă pe un băiat. Nu. E adevărat că vrăjitoarele sunt numai în povești? Acesta îi răspunde. Așa credeam, până să te cunosc. Bă, băiatul, tu mă faci pe nevrăjitoare? Nu, iar ai încurcat borcanele, nu-i pentru tine, e pentru Betty bancul ăla. Minți, că tu nu ai tupeu să ironizezi pe aia. Pe mine, da, că nu stau cu voi în casă. E, păi dacă sunt vrăjitoare, hai mă să-ți fac o vrajă. Ce vrajă? Uite aia din frumoasa din pădurea dormită. În care? Te adorm! Și așa, amore, ia zi. Ce se mai aude cu nueva mea garderobă? Amore, maniana ta o comanda. Nu mă așteptam să mă smiri chiar așa cineva. Pă bune, m-am zis că te oprești la un moment dat. M-am speriat. Bau? Mă intr-o dată. Vă căpătuiesc! Dacă le mai atingeți, vă căpătuiesc! Ai sus? Ce păpătă! Vă cap! Să mor eu dacă nu vă cap! Cap! Apă fac! Să mor eu dacă nu vă fac pe tot! Și avem și căniță! Avem și căniță și păpăm tot! Și bem și ceiuc și zicem și replica! Vorba multă, dulcea aduce. Nu, eu am înțeles. Vorba multă, sărăcia omului. Vorba multă, dulcea aduce. Ăsta, vorba dulce, nu mult aduce. Nu mai corecta, las-o așa, ca și cum ar fi asta, înțelegerea corectă. Nu știu dacă pot să o mai zic. Vorba dulce, multă... Vorba multă, vorba dulce, aduce. Multă dulce aduce. Așa. Bravo, bravo, iată! Ce-i cu tine, Ricuța, așa? Ah.
A văzut ceva roșu? Așa i-am zis eu. Ce-i cu tinericul să faci? Așa, așa, scoate, scoate rochie, așa. Hai că te ajut eu, scoate-o, scoate-o. S-a blocat. Era sigură cu fermoarul. We'll be right back.